În această perioadă cu temperaturi caniculare între 37 și 42 de grade Celsius, crește riscul alterării alimentelor și implicit al apariției toxi-infecțiilor alimentare. De aceea, reprezentanți din cadrul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin recomandă populației ca în perioadele cu temperaturi caniculare să acorde atenție modului în care păstrează sau prepară alimentele. De asemenea, să acorde atenție locurilor de unde acestea sunt cumpărate. Astfel, consumatorilor li se recomandă să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spații înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, pentru că le oferă garanția unor produse sigure, care sunt controlate sanitar-veterinar și care sunt depozitate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă. Cât mai repede posibil, după cumpărare, alimentele de origine animală să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte și ouăle la o temperatură de refrigerare de preferință între 0 și 4 grade Celsius și separat în funcție de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub minus 12 grade Celsius. Să ambaleze separat alimentele care urmează a fi depozitate în frigider și să le mențină în decursul perioadei de valabilitate la temperaturile indicate pe ambalaj. Să păstreze alimentele gătite în recipiente acoperite. Produsele care au fost decongelate să nu se recongeleze pentru a fi preparate sau consumate ulterior. Să îndepărteze alimentele alterate care sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente. Să spele bine fructele și legumele înainte de a le depozita în frigider și înainte de a le consuma. În sezonul cald crește riscul alterării alimentelor și implicit al apariției toxinfecțiilor alimentare și de aceea este bine să fie respectate câteva măsuri simple, dar foarte eficiente. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor recomandă populației ca în perioadele cu temperaturi ridicate să acorde atenție modului în care se păstrează sau prepară alimentele și locurile de unde acestea sunt cumpărate. Astfel, consumatorilor li se recomandă să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spații înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, pentru că le oferă garanția unor produse sigure, care sunt controlate sanitar-veterinar și care sunt depozitate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă. Inspectorii din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin se vor asigura că agenții economici vor respecta evitarea expunerii pentru vânzarea produselor de origine animală în locuri sau spații care nu asigură temperaturi adecvate și condiții de igienă corespunzătoare, verificarea condițiilor de manipulare, depozitare și transport ale produselor de origine animală în toate unitățile autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și în mod special a produselor perisabile. Aici vorbim despre carnea preparată, carnea tocată, peștele, ouăle, lapte și produse din lapte. Confiscarea, denaturarea și distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuției, depozitării sau comercializării. Interzicerea transportului produselor alimentare în cazul neasigurării unor temperaturi adecvate pentru menținerea lanțului frigorific. Interzicerea comercializării și punerii în consum a cărnurilor care nu au fost inspectate, ștampilate și certificate sanitar-veterinar. Controlele efectuate de inspectorii din cadrul DSVSA Caraș-Severin s-au intensificat în această perioadă. Consumatorii pot sesiza neregulile din domeniul siguranței alimentelor apelând gratuit din orice rețea de telefonie numărul de telefon al call center-ului Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 0800 826 787.